Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi vom face un tutorial de make-up, un tutorial de păr și voi fi ajutată, dar nu de mâinile mele, ci de mâinile lui Andrei, soțul meu. O să vedem ce iese, chiar sunt foarte curioasă. Eu am văzut acest challenge și mi s-a părut foarte amuzant. Mă mângâi singură pentru că arăt foarte bine și na, trebuie să mă aranjez în fața camerei, nu? Voi lua această paletă, da, are niște culori închise, are și culori deschise și îmi voi face, un machiaj, cred că îmi voi face un machiaj mai închis, așa, un smokey eye. Am luat și această pensulă care e o pensulă plată pentru față, dar nu-i problemă, vă voi lăsi la ochi și voi lua, bineînțeles, culoarea mea preferată, nu e culoare, negru. Și îmi voi aplica această culoare. În același timp mă și mângâi pentru că vreau să văd structura feței și să văd exact unde îmi pun acest negru. Așa, și mă gândeam în același timp să iasă și un machiaj de Halloween. Deci e absolut perfect, mai ales când folosești negru, îți iese perfect totul. Da, vreau să pun mai mult negru, mai mult, pentru că mie negru îmi place, mă definește și totul e negru în viața mea și sprâncenele și genele și totul îmi fac cu negru. Da, îmi place cum a ieșit până acum, dar aș vrea să fie egal. Acum voi folosi acest fond de ten, care e un fond de ten, nu mai știu de unde l-am cumpărat, dar e un fond de ten bun, cu o acoperire mare. De obicei eu când mă machiez arunc produsele și nu-mi pasă de ele pentru că am prea multe oricum. Și fondul de ten nu se aplică cu pensula, se aplică cu burețel, se aplică pe mână, ca și cum te-ai da cu o cremă și apoi îl aplici direct pe față. Începi de sus, din păr, se aplică și pe păr pentru că trebuie acoperit și părul. Așa, și se aplică pe gură, ca să nu mai vorbesc de obicei. Pentru că am câteva imperfecțiuni pe obraj, pe nas, așa, și trebuie acoperite și cearcănele. Și în același timp îți poți face cu fondul de ten un automasaj facial, pentru că știu ce spun, credeți-mă. Între timp mă dau și cu parfum, încerc parfumul în aer mai întâi, dar, wow, miroase absolut genial acest parfum. Dar să revenim totuși la machiaj, pentru că de asta v-am chemat aici, să vedeți un tutorial de machiaj. Bine, puteți să vă și pieptănați în timp ce faceți machiajul, adică dacă sunteți, nu știu, aveți mai multe mâini sau ceva, ar trebui și puțin tapat și eventual să fixăm, ca să dăm, un fixativ, pentru că altfel nu stă, deci trebuie. Da, în afară de ochi e bine să ai fixativ peste tot. Eu zic să continuăm machiajul, pentru că mie mi se pare că nu am terminat și voi folosi de această dată acest gloss transparent. De obicei glossul îl dau începând de la buza de sus și apoi cobor pe buza de jos, așa. Se poate da și pe nas, pentru că e hidratant. Bineînțeles, glossul l-ați desfăcut și să se usuce, nu-i problemă. Și acum, ca să fie un machiaj și mai dramatic, gotic, așa, în stilul meu, trebuie să dăm și un ruj negru, nu? M-am murdărit un pic pe degete, dar nu-i problemă. Da. Da, și buzele cu volum, așa, trebuie făcute cu volum, da? Deci nu oricum vă dați cu ruj, trebuie exagerate, ok? Mai ales când e o culoare închisă. Niciodată nu e de ajuns când te dai cu ruj, trebuie să mai pui și a treia culoare, pentru că trebuie, nu? Uitați ce culori frumoase am aici, adică acum voi aplica un ruj, cred că e de la Kat Von D acest ruj, așa, și merge perfect cu machiajul. Ca să fixăm machiajul și să vă reziste toată ziua, trebuie să folosim o pudră, da? O pudră de matifiere care să acopere și să sigileze tot machiajul. Luați această pensulă pufoasă și aplicați pudra peste tot, peste tot, peste ruj, peste urechi, peste machiaj, peste păr. Indiferent că v-ați dat fixativ, nu contează, mai puneți și pudră în fixativ. E acest blending ca din topor. De obicei eu când țin pensula o țin așa ca din topor și mi-acopăr și ochii ca să nu văd ce fac, pentru că nu trebuie să vezi ce faci când te machiezi.
Vai, mi s-a făcut o sete de nu mai pot, deci mi-e atât de sete și aș vrea să beau un pic de apă, dar nu-mi nimeresc gura. Wow, ce-mi place cana asta. E cu geac, adică nu. Wow, am primit o cadou de la o prietenă foarte bună. E puțin dezastru pe aici, dar nu contează. Așa e când lucrezi și așa e când îți faci machiaj și în același timp încerci să și mănânci, dar se mănâncă cu gura de obicei, nu cu bărbia. Ești bun. Și bineînțeles, stima de sine, adică întotdeauna te mângâi când faci orice, pentru că te iubești, normal. Acest look al meu de ieșit în oraș nu e complet până nu-mi prind părul, pentru că trebuie să-mi prind părul și am aici o clamă de prins părul, să vedem ce look o să-mi iasă. Întotdeauna încerc să îmi fac ceva deosebit la păr, să vedem ce iese. Da, îmi place, să spunem, e ok, adică chiar arăt foarte bine. Da, cu siguranță ar trebui să mai retușez ceva la machiaj, pentru că chiar nu-mi place cum a ieșit. Adică ochiul ăsta din partea dreaptă l-am făcut, dar trebuie să fac și ochiul din partea stângă. Să văd ce culoare o să aleg. Aceasta de aici e un verde. E un verde, cred că o să iasă super machiajul, o să vedeți imediat. Și mie îmi stă bine și cu verde, chiar mă prinde. Doar că aș vrea să-mi fac la lucrul celălalt. Da, cred că ochiul ăsta nu l-am terminat, exact. Și îl aplic pe toată pleoapa mobilă, inclusiv pe sprânceană. Și cred că o să aleg și altă culoare, să facem așa un machiaj cameleonic, dar de această dată nu mai aplic cu pensula, pentru că e mai bine să faci blending cu degetul și voi alege un roșu. Acest roșu se numește Eclipse. Wow, deci e un roșu super fain și îl aplic la același ochi. Doar că de data aceasta îl aplic în partea de jos și da, mă pot duce și pe obraz cu el. Întotdeauna îmi șterg pensula de mâna mea, nu folosesc un șervețel, nu folosesc burețel. Cred că ar trebui să mă spăl pe cap, mănâncă foarte tare capul de la fixativ, adică ori fixativul e vechi, ori trebuie să-l schimb, nu știu, am să verific eu. Din nou iau acest roșu, dar fără să-mi distrug paleta, pentru că de data asta m-a pusat prea tare, of, doamne, și destul de scumpă paleta asta. Și același roșu folosesc și în obrazul drept, pentru că trebuie să fie același machiaj. Chiar îmi place cum a ieșit machiajul ăsta, chiar îmi place. Mi-aș face un selfie. Hai să fac un selfie, pentru că poza asta o să vă pun vouă pe Instagram și pe Facebook. Eu sper că v-a plăcut acest tutorial și că ați avut multe de învățat. Dacă aveți nelămuriri sau vreți să vă spun anumite produse pe care eu le-am folosit în acest tutorial, să-mi spuneți, să-mi dați un comentariu. Ar trebui să fac și un duș. Vă rog să nu uitați să dați subscribe la canalul meu, e foarte important pentru mine. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare, zic eu, nu? Vă pup! Pa!